Ce zodie este? Ce zodie este iubita ta? Mai, Taur. De ce v-ați certat de la asta? Păi dacă-l sun la vreuna. Nu sunteți încă un cuplu? Încă nu, încă nu. Ce e, mamă, ăsta bărbat cu cei ce rânați? Unde s-a mai văzut? Salut, eu sunt Sherry și ne aflăm la târguri de Crăciun din Sibiu, dragi prieteni. Un loc care arată absolut superb. În spatele meu am o grămadă de fani ai canalului Sherry, fani ai Bass House-ului. Mai sunt câteva zile până când va fi premiera Bass House, însă astăzi facem un episod din seria Întrebări pe stradă, dragi prieteni. Și o să întrebăm pe toți oamenii care circulă aici la târguri de Crăciun, de toate vârstele, diferite întrebări. Ce faceți de Reveillon, ce faceți de Crăciun și așa mai departe. Și cine dă răspunsuri drăguțe, care îmi plac mie, primește din partea prietenilor mei de la Lidl produse de la Favorina, foarte, foarte nice. Sunteți un cuplu foarte drăguț, de cât timp sunteți împreună? Un an și 4 luni. De 18 ani. 18 ani? 19 ani în februarie. Sunteți un cuplu foarte, foarte drăguț, de cât timp sunteți împreună? Că sunteți tineri voi. De 4 ani. 8 luni. 8 luni de zile. Câți ani aveți, dacă nu sunt indiscret? 27. Și eu 20. De jumătate de an. De jumătate de an. Cum v-ați combinat, domnule? Cum s-a aprins fracăra? Liceu. Pe ce dată e ziua ei de naștere? 12 iulie. Ce an? 2006. Cu ce zodie e iubita ta? Rac. Rac? Da. A nimerit? Ce zodie e el? Vărsător. Vărsător? Da. Ce zodie este? Ce zodie este iubita ta? Balanță. Nu e balanță? Nu. Ok, stai, nu-i spune. Hai, mai ai două încercări. Ce zodie este iubita ta, maestre? Te-am prins. Taur. Data nașterii lui. 15 iunie. Data nașterii ei. Iulie. Ai văzut cum e? Mai țineți minte data pe care v-ați cuprat? Prin 2005. Data exactă vreau să știu. Nu mai știu exact. Exactă. 8 mai. 8 mai, e corect? Da. Și aveți un copil care are cât? 18? Câți ani are copilul? 17. Și cum îl cheamă pe copil? Marco. Marco Virabiș, prins Marco? Nu, Marco e băiat serios, nu. Am înțeles. Adică, cum, cine a aruncat prima privire? Eu i-am aruncat așa un trandafir. Cum adică? Hai, detaliază. Îi dădeam like-uri pe story-uri. Și totuși, cu un like la story nu se face primăvară. Aștepta mai mult și pe a pus un story de la cu vorbim și am atacat-o. Și de 4 ani sunteți împreună. Cum v-ați combinat voi? Cum v-ați cunoscut? Mai mult pe internet și am fost invitat la Sibiu, la ea acasă de Revelion. Acum cine? Ea te-a invitat de Revelion la ea acasă? Da. Ce faceți de Revelion? V-ați hotărât ce faceți? Nu. Niciun plan? Nu prea. Păi mai puțin de o lună până la Revelion. Vedem, improvizăm. Nu știu, cred că aflăm cu 3 zile înainte, ca de obicei. Poate mergem în Suedia la fratele meu, dacă nu, cu familia. Adică mai pe chill, așa, nu pe... Avem mai multe opțiuni. Mai pe chill, că na, aveți și o vârstă. Deci tu stai un pic, trebuie să zic că tu acum 4 ani ai făcut Revelionul, doar tu și cu el. Da, și am venit chiar în centru aici. Și părinții tăi ce au zis când au zis, mamă, ce faci de Revelion anul ăsta? Păi mamă, uite, stau acasă și vine un băiat, nu-l cunoașteți. V-a zis? O să vină. Ce zodie este iubita ta? Mai, Taur. Ce ai făcut cadou anul trecut de ziua ei? O geantă. O pereche de UGG urtaz. Și doamna dumneavoastră ce v-a făcut cadou de ziua dumneavoastră? Ce? Mâncare bună. Mâncare atât? Tradițională românească. Atât? Dacă mă are pe mine, eu sunt cel mai mare cadou, nu e clar? Ai o părere bună despre prietenii lui? Da, despre majoritatea. Da, o părere excelentă, nu? Da. Prietenele ei îi sprac? Unele da, unele nu. Acum întrebarea mea e, ce faceți acum de Revelion? V-ați făcut vreun plan ceva sau tot așa acasă la ea? Sincer, ce se întâmplă? Încă nu, da, tot acasă probabil. Prima impresie pe care acest domn a lăsat-o părinților tăi? A fost o impresie bună. Mi-a plăcut de el, dar n-a vrut să mănânce ciorbă. N-ai zis, mamă, ce ciorbă era? De perișoare, de care? Rădăuțeană de aici. Rădăuțeană, da. Nu ți-a convenit. Nu mi-a convenit. Ce gătesc părinții? Ai mâncat ce au gătit? S-au făcut mâncare, ceva? Da. Nu, că am avut înainte un cuplu foarte drăguț, a zis, domne, părinții ei foarte treabă, dar nu pot să mănânc ciorba rădăuțeană, domne, nu intră. Deci la tine n-a fost problema asta. Nu, a făcut pasta italiană. N-au zis, bă, dar cum să nu mănânci ciorba rădăuțeană? Au zis, da, la... cum au acceptat, da. Deci au zis, băi, un băiat bun, dar nu mănâncă ciorbă. Da. Cine e mai matinal? Eu. Ce oră, la ce oră vă treziți? La 5 jumate. 5 jumate? El are servici, de aia, eu nu am servici. Cum o cheamă pe mama ei? Gabriela. Cum o cheamă pe tatăl lui? Adrian. Se pare că știți destul de multe unul despre celălalt, sunteți un cuplu foarte drăguț. Din partea mea primiți Gingerbread Hearts din gama Lidl de la Favorina. Să vă aduc aminte de acest moment frumos. Aplauze pentru acest cuplu deosebit, dragi prieteni. Cu care dintre părinții lui te înțelegi mai ușor, cu mama sau cu tatăl? Păi, cu mama, că e femeie. Și tu? Cu taică-sa. Cu taică-sa. Cu ce mergeți în vizita la mama soacră, când vă duceți? Mergem cu mașina. Nu, așa, cu ce? I-a adus ceva și ei? Nu. O bomboană, o ceva? Nu. Te poți să iei din gama, Favorina, ceva? Acum mănânci sau nici acum nu mănânci? Acum mai mănânc, așa mai obișnuit de atâta timp. Dar nu-ți convine, adică nu... E bună, e ok. E ok.
Cum s-a prins cânteia? A căutat spectacolul de la Faust în Sibiu și nu știa drumul și m-am oferit să o conduc. Ție ți-a plăcut? A fost dragoste la prima vedere sau ce te-a convins? Faptul că atunci când ne-am întâlnit a venit cu un trandafir. Când vă certați, că vă mai certați, cine se lasă cel mai greu? Cine e mai încăpățânat? Amândoi suntem foarte. Amândoi sunteți încăpățânat. El e? Da. De la ce v-ați certat ultima dată? Trezitul dimineață, cred, că n-am vrut să venim aici. De la o pălărie. De la bani, de obicei, ne de la bani? Discuțiile apar tot timpul. Ok. Și ceva, o ceartă mai serioasă, așa, nu? Refuz să cred cât de rău puteți să vă certați de la o pălărie. Asta a fost serioasă. Aveți o relație foarte drăguță și din partea mea primiți acest chec de la Favorina, din gama Favorina, din partea prietenului meu de la Lidl. Cine e mai economic dintre dumneavoastră? Păi, dintre o femeie și un bărbat, cine e mai econom? Păi, nu știu. Cred că bărbat. El este. Mama mereu ceartă pătata că cheltuie bani. Mama ține contabilitatea familiei. Da, mereu ceartă pătata. Care este cel mai prost sfat pe care ți l-a dat el vreodată ție? Nu dau sfaturi proaste. Nu dai sfaturi proaste. Cel mai bun sfat atunci. Să fiu cu el. Din partea prietenilor mei de la Lidl primiți cadou aceste produse de la Favorina. Sunt niște bomboane Gingerbread Hearts și un ren care vorbește, dragi prieteni. Aveți aici o căsuță cu dulciuri înăuntru. Sărbători fericite și un Crăciun cu cât mai multă lumină în suflete. Dacă lucrurile merg bine și o să rămâneți împreună peste ani și ani, cum vă imaginați să fie relația voastră peste 10 ani de acum? Deja sunteți împreună de 4 ani. Clar căsătoriți. Anul viitor, asta e cam de vreme. Anul viitor vrei să vă căsătoriți? Da. A, v-ați rugodit deja. Da. Hai să-i aplaudăm! Sunteți un cuplu extraordinar! De cât timp sunteți împreună? De cât timp formați un cuplu? De 4 ani. 1 an și 4 luni, 3 luni. De 6 luni? De 8 ani și un pic. 8 ani și un pic, wow, wow. Și acum cât timp ai avut copil? 4 ani și ceva. 4 ani? Ah, ce mare ești! Ești mare! Da? E mare, într-adevăr. Când este data ei de naștere, 3 exact? 13 aprilie. Ce an? 2003-2006. A zis bine? Nu. Data ei de naștere, dar a zi? Pe 12 octombrie? Nu. Ai văzut, marșa de eroare. Data nașterii? Nu mi-aduc aminte, sincer. Data de naștere a lui? 6 octombrie. A nimerit? E octombrie, dar e 7. Data lui de naștere exactă? 26 iulie. 27? 28. Sunteți un cuplu extraordinar! Noi vrem să formăm un cuplu! Nu sunteți încă un cuplu! Încă nu, de-abia și încă nu. Să ieșim. Cum v-ați cunoscut? La căminul liceului. Eram odată pe afară eu, am văzut-o pe Instagram, momentul de față. Erai pe afară și ai văzut-o pe Instagram? Da, gen, eram cu niște tovarăși pe afară, am văzut-o pe Instagram, pusese o poză de la terme și am văzut-o acolo. Voi sunteți din București, de loc? Da, sau? Da, okay. Da. Am zis, zic, hai să-i dau un mesaj, avea relație pe atunci. Și am mai așteptat. Și cum s-a întâmplat? Cum te-a cucerit? M-am trezit cu el în cameră și... Cum așa? Direct buzna pe stii în cameră? Bun, după aia cum te-ai prins din... că nu mai avea relație? Păi nu mai avea story-uri, chestii de-astea și am zis să încerc, i-am dat mesaje. Așa? Și ce ai zis mesaj? Vorbea cam sec. Ce ai dat? Primul mesaj, cum te-ai băgat în seama? I-am răspuns la un story, nu mai știu exact. Și totuși, ok, te-ai trezit cu el în cameră și după aia ce ai făcut? Cum ai... M-am pus lângă ea în pat, i-am cerut și eu Instagram-ul. Și tu te-ai lăsat așa din prima? Nu, n-am vrut să-i dau. N-ai vrut să-i dai Instagram-ul. Dar n-am scăpat de el, a insistat. Cine a aruncat primul trandafirul? El a aruncat. Cum v-ați combinat voi? Mult de muncă. Mult de muncă? Nu-i plăcea de mine, nu știu cum. Tu cum ai pus ochii pe ea? Cum a fost? E sorsa la un prieten de-al meu. Ce faceți de Revelion? V-ați gândit ce faceți de Revelionul ăsta? N-am nicio idee. Suntem spontani. Ori la ceva cabană, ori la ceva grătar, să vedem. Am vorbit cu câțiva prieteni să facem ceva, ne strângem undeva. Da, am cabană închiriată. Băi, aplauze, primul cuplu care știe ce face de Revelion, aplauze, vă rog frumos. Toată lumea. Mi se pare că deja sunteți într-o relație oarecum. Așa. Poți să văd un pupic? Pe obraz. Doar pe obraz? Nu vă pas pe gură? Nu. Ok, gata. S-a zis pupic. Deci pe gură încă nu v-ați pe gură încă nu. Din partea celor de la Lidl, primiți cadou acest produs din gama Favorina. Când a fost prima dată la părinții tăi? Acum ceva vreme, nu? Da, dar prima dată nu l-a vrut mama, dar... Păi ea spune, cum a fost? De ce nu l-a vrut mama ta? Că a crezut ea că e mai golan, așa. Impresia, cum a fost? Prima impresie. La amândoi părinții le-au plăcut de el. De băiat cu minte. Mă, să știi că foarte bună. Foarte bună. I-am dat de mâncare, am mâncat tot. Ok. Dar de ce crezi că a crezut mama ei că ești golan? Adică ce? Și vorbeam într-un apel și explicam ce mi s-a întâmplat mie și am greșeală, am scos o cuvântă, o jurătură pe gură. Cum sunt părinții tăi? Mai open mind, mai conservator? Cum sunt așa? Foarte open mind. Sunt open mind. N-au zis, bă, ce are ăsta, mă, cercere, nas, ce Mama i-a zis. Mama i-a zis, ce a zis? Ce e, mamă, ăsta, bărbat cu cercere, nas?
Unde s-a mai văzut? De la ce v-ați certat ultima oară? Sincer, nu ne-am certat în astea 5 luni. Nu v-ați certat de ori? În ultima perioadă, gen, mă sună cineva cu ascuns, nu știu cine e și mă tot întreabă. Aia cu cineva mă sună cu număr privat. Și de ce v-ați certat de la asta? Păi dacă îl suna vreuna. Ieri vorbeam pe apel și am făcut o glumă, am glumit despre ea și s-a supărat, a început să plângă. A luat în serios. Ce glumă? Nu, i-am zis ce suflet rău ai. Așa ți-a zis că ai suflet rău? Da. Și a mai amuzantă ceartă pe care ți-a avut-o. Nu știu, că nu prea râdem. Nu prea râdeți? Când de ce nu prea râzi? Voi nu sunteți încă într-o relație, dar totuși ați avut parte de vreo ceartă până acum? Puțin, la ai mei. Mai că să nu mă place. Care este cea mai frumoasă surpriză pe care ți-a făcut-o ieri vreodată? Sincer, e una foarte copilăroasă, da? Dar mi-am dorit foarte mult pe Angel din Lilo și Stitch. Păi, sunteți un cuplu foarte drăguț, sper să vă țină mulți, mulți ani de acum înainte. Din partea prietenilor mei de la Reader, vă dau un produs din gama Favorina, dragii mei prieteni. Avem, iată să vedem, avem mini panetone. Când mergi la mama soacră, cu ce vii? De obicei vin cu mașina, nu, cu un buchet de flori și ceva dulciuri. Când te duci la mama soacră, da? Vii tu cu o bomboană, cu ceva? O... semințe. Favorit... semințe? Serios, i-a adus semințe? Îi plac semințele, a, da. Chiar îi plac semințele? Da, îi plac semințele. Când mergi la mama soacră, cu ce mergi? Ultima oară am fost la mâncarea de sarmale, nu m-am dus cu nimica. Așa? Ai venit să-i mănânci sarmale? Da, face niște sarmale extraordinare. Okay. Am luat ultima dată bomboane, flori. Da? Depinde și de sezon. Uite, să ai data viitoare din partea prietenilor mei de la Reader, butter biscuits, biscuiți cu unt, din partea prietenilor mei și uite, pentru tine când merge la lui, ai acest saram de biscuiți, practic. De cât timp tot alergii după ea? De 2 ani. Cam de 2 ani. De 2 ani încerci. De 2 ani. Ce nu face, adică ce nu face bine, nu înțeleg, ce vrei? Nu l-am văzut eu până recent, n-am văzut, nu eram hotărâtă. De la ce v-ați certat ultima oară? Sincer să fiu, cred că de la... Face curat. Nu face curat. Nu faci curat. Nu face curat. Și cu nunta, că la anul avem nuntă. Piesă care vă face să vă aduceți așa aminte unul de celălalt. De la Mariano, Aroma Dragostei. Cum e, mă? Ia cântă un pic, că nu... sigur știu. Nici mie nu vine pe moment acum mai multe. Cum e? Fădunează un pic, că nu știu cum e. Jur, nu mai găsesc așa ceva. Filmul preferat de văzut împreună? Am început acum zi la Pokémon. La Pokémon? Da, da. Sunteți un cuplu foarte drăguț. Din partea mea și a prietenilor mei de la Reader, vreau să vă dau un produs din gama Favorina. Este un maimuțoi, cred că este și, sunt și dulciuri înăuntru. Din partea mea primiți un produs de la Favorina. Ce avem noi aici? Practic un ursuleț plin cu bomboane. Uite, pentru tine, ursuleț plin cu bomboane. Mulțumesc! Ce trebuie să demonstreze iubitul perfect, ca să ia notițe, domnul? Să fie iubitor, să fie atent. Bifează până aici? Da, suntem pe drumul cel bun. Tu când mergi la mama soacră, îi dai, uite, acești biscuiți superbi. Și asta pentru voi să vă bucurați de un Moș Crăciun, ca să vă țină mult timp de acum înainte. Sau puteți să redați cum doriți. Nu trebuie să mulțumiți mie, ci prietenilor mei de la Reader, care au o gamă excelentă Favorina, exclusivă în perioada sărbătorilor, care este excelentă, nu-i așa? Foarte! Clienți mulțumiți, dragi prieteni. Trebuia până acum să rezolvi situația, frate, să închizi deal-ul. Am așteptat-o pe cea potrivită și cei buni păi e mai greu de luat, bun. Trebuie să închizi deal-ul, neapărat. Până atunci, pentru un superb viitor cuplu, ia uite ce primiți din partea prietenilor mei de la Favorina, niște pinguini. Ăsta a fost și episodul nostru, fraților, de aici, din piața din Sibiu, de la Târgul de Crăciun. Și nu uitați, foarte important, trebuie să răspundeți oamenilor să-și ia bilet la... V-am pupat și nu uitați, Bus House, din 8 decembrie, cea mai tare emisiune Bus House, începe pe YouTube.